Nu există, dragi colegi, vreo preocupare din partea guvernului și a guvernelor trecute față de știință, față de oamenii de creație, față de cultură. Știți că este greu să faci o diferență între știință și cultură. Eu, bunăvară, nu pot să le separ. E cultura, știința sunt foarte și foarte legate. Ei bine, mergem la Monica Babuc, cea care a avut această idee de a unifica universitățile în una singură, zicea ea. Eu am ascultat-o într-un interviu la un post televiziune, a spus că trebuie să unim universitatea de la Tiraspol cu cea de la Creangă, cea de la Creangă cu cea de stat și pe urmă toate universitățile din Republică să fie contopite într-o singură universitate. Asta era proiectul monstruos al Monicăi Babuc, care, iată, se preia în mod primitiv astăzi. Apropo de Monica Babuc, și aici haideți un pic să mă refer și la cercetările pe care le fac eu în domeniul miscologiei. Eu sunt organizatorul unui congres mondial al miscologilor. Cercetarea miscologică, așa cum o fac eu aici cu un mic grup de miscologi cercetători, nu se face nici în România, nici în cadrul Academiei României. Lucrul ăsta este recunoscut de toată lumea. Ei bine, Monica Babuc, pentru un congres al miscologilor, împrobite finanțarea integrală. După care, peste vreo două săptămâni, zice, jumătate numai. După care, peste încă două săptămâni, zice, n-am bani. Deci Ministerul Culturii de atunci n-avea bani. Ei bine, mai trece o săptămână, mai rămânea o săptămână până la începutul congresului. Monica Babuc zice, domnul academician, vă dau 22.000 de lei. Ei, vă dați seama ce înseamnă 22.000 de lei. Numai biletul traducătorului chinez de la Beijing până la Chișinău costa 17.000 de lei și deci mai rămânea acolo un pic așa. Nici ceai, ceai e foarte scump acum. Bun, acum aceste 22.000, dragi colegi, mi se dau cu condiția ca eu să cazez lumea care vine la congres la hotelul Zarea. Sau poate Zarea, nu, nici nu știu care e accentul acum. Bine, mă prezint eu acolo cu această mică bucurie că zic, uite, măcar ceva, ceva am obținut, o să mai umblu pe la oamenii de afaceri. Așa m-am descurcat întotdeauna. Ei, directorul de la hotel zice, domnule academician, mi-e rușine să vă spun că eu am numai câte un viceu aici la etaj. Ei, nu mi-a venit să-l întreb dacă are și apă. M-am dus și am căutat eu cu alte mijloace, alt hotel și asta. Bun, asta e o atitudine care se generalizează, fiindcă nici Uniunile de Creație, așa cum vă spuneam, nu au nicio susținere din partea Guvernului, din partea Ministerului Culturii, din partea, zicem, acelor municipiu. Eu îi spuneam primarului, zic, domnul primar general, toate Uniunile de Creație sunt în Chișinău.